China se află pe locul 19 în lista mondială a Open Doors din anul 2024 cu cele mai periculoase țări pentru creștini. Presiunea asupra creștinilor din această țară a crescut din cauza noilor reglementări care limitează bisericile în închinarea lor sau în alte activități religioase. Din septembrie 2023, toate organizațiile religioase aprobate de stat au trebuit să implementeze o serie de reglementări mai stricte, încurajând și predicând sprijinul pentru Partidul Comunist Chinez și sinicizarea religiilor Chinei. Aceasta include obligația ca predicile să reflecte valorile socialiste. O parte din biserici au fost de asemenea închise pentru că erau prea multe conform directivelor Comitetului Central al PCC sau li s-a spus să îndepărteze crucile și simbolurile creștine și să afișeze embleme și sloganuri comuniste. Noile reglementări se aplică organizațiilor religioase aprobate în trecut de stat, dar care au căzut în disgrația autorităților și acum au rămas fără autorizație. Deci au devenit grupuri religioase neînregistrate. Și mai există așa numitele biserici de casă, neînregistrate și care au început inițial ca grupuri mici de familii care se adună pentru rugăciune și închinare. Multe dintre aceste biserici au crescut foarte mult și din cauza spațiului limitat în casele particulare au organizat întâlniri în locuri publice, cum ar fi săli de hotel sau birouri închiriate. Aceste biserici aveau frecvent sute sau chiar mii de creștini care frecventau întâlnirile în fiecare săptămână, dar această libertate a luat sfârșit, în parte datorită faptului că autoritățile au profitat de măsurile aplicate în timpul pandemiei de COVID-19. Între timp, utilizarea noilor tehnologii pentru a impune conformitatea în China este din ce în ce mai larg aplicată. Open Doors a evidențiat intensificarea supravegherii și a cenzurii prin intermediul tehnologiei emergente în raportul privind persecuția digitală din 2022. Dar, conform cercetărilor recente, un număr tot mai mare de cereri de brevet în China se referă la tehnologia care ajută la identificarea comportamentului deviant sau anormal în viziunea autorităților, iar acesta include participarea la întâlnirile grupurilor creștine ilegale. Măsura vine probabil ca răspuns la o astfel de cerere din partea autorităților ca multe dintre companii să dezvolte și mai multe instrumente asistate de inteligență artificială pentru identificarea unui astfel de comportament. Merită menționat faptul că Republica Populară Chineză are legături strânse cu regimul nord-corean. Corea de Nord rămâne pe primul loc pe lista mondială de supraveghere din 2024 și, prin urmare, reprezintă cel mai periculos loc pentru a fi creștin. Anul trecut, o nouă politică chineză a implicat intensificarea eforturilor pentru a împiedica fugarii nord-coreeni să ajungă în Corea de Sud. Acest lucru este deosebit de îngrijorător, având în vedere rapoartele conform cărora femeile nord-coreene din China sunt vulnerabile la abuzul sexual, traficul de persoane și sclavia modernă. Guvernele occidentale au cerut Chinei să acorde trecere în siguranță pentru fugarii nord-coreeni în Corea de Sud. În noiembrie 2023, un grup de fugari nord-coreeni a făcut apel la ONU împotriva Chinei pentru politica acesteia de repatriere pe scară largă. Conform mărturiilor acestora, pedeapsa pentru traversarea ilegală a graniței nord-coreene este detenția în condiții care inevitabil duc la moartea prizonierului. Franklin Graham a mers la granița dintre SUA și Mexic pentru a împărtăși un mesaj despre dragostea lui Dumnezeu. Ultima seară a turneului evanghelistic a avut loc în localitatea Chula Vista, California, sâmbătă 9 martie. Turneul intitulat God Loves You, Frontera, tradus Dumnezeu te iubește, Frontera, a cuprins 10 orașe, începând din Golful Mexic și mergând până la Pacific. Peste 200 de biserici din zona San Diego, din sudul Californiei, au colaborat cu Asociația Evanghelistică Billy Graham pentru a organiza seriile de evanghelizare cu momente de rugăciune, muzică și mesajul speranței în Iisus Hristos. Nu mă pot gândi la o altă regiune din țara noastră care are nevoie de speranță mai mult decât aceasta. Toată lumea de-a lungul graniței este copleșită. Bisericile, forțele de ordine, rezidenții, precum și oamenii care vin în țara noastră. Am mers la graniță pentru a spune tuturor despre Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, și despre modul în care El poate face o schimbare în viețile noastre. Am vrut să-L accept pe Iisus în viața mea și să mă apropii de El. Știam că acela era momentul să-mi predau viața Domnului. M-am rugat și am spus: Doamne, de acum înainte voi fi slujitorul Tău. Cuvintele lui Franklin mi-a atins inima astfel încât să mă pot pocăi de păcatele mele și să-L accept pe Dumnezeu în viața mea. Acum am fost născută din nou de Duhul Sfânt și pot pleca de aici ca o persoană nouă.
Am văzut Duhul lui Dumnezeu mișcând viețile acestor oameni în interiorul inimilor. Dumnezeu lucrează și azi. Puterea Lui e minunată. Nu am mai văzut de mult un eveniment ca acesta. Abia aștept să citesc statisticile oficiale după centralizarea datelor, dar am văzut mii de oameni venind la Hristos. Nu am cifra exactă, dar au fost foarte mulți și sunt atât de bucuros. Dumnezeu ne iubește cu adevărat. Alpha.